Salut și bine v-am găsit pe canalul FVBlog. În episodul de azi voi prezenta și testa un încărcător pentru acumulatori litiu-ion cu TP5100. Dacă mai țineți minte, într-un clip anterior făcusem o prezentare și testare unui alt încărcător, un kit cu TP4056. Aș putea spune că TP5100, cel din partea dreaptă, este o variantă îmbunătățită și mai eficientă. Kitul de față cu TP5100 este un încărcător tip buck converter. Asta înseamnă că tensiunea de alimentare a montajului trebuie să fie mai mare decât tensiunea de încărcare a acumulatorului. Caracteristicile mai importante ale integratului TP5100 sunt următoarele. Poate încărca un acumulator litiu-ion. A doua caracteristică, poate încărca doi acumulatori litiu-ion în serie. Curentul de încărcare maxim este de până în 2 amperi, iar tensiunea de intrare poate fi între 4,5V și 18V, însă cea recomandată e de 12V. Ce nu-mi place la acest kit pe care l-am cumpărat de pe AliExpress, nu sunt notate intrările și ieșirile, însemnând că alimentarea kitului și ieșirea pentru încărcarea acumulatorului sau acumulatorilor, depinde cum setezi acest kit, deoarece poate încărca un acumulator sau doi acumulatori în serie. Bineînțeles că trebuie setat, cum anume veți vedea imediat. În comparație cu TP4056, mai exact acesta de aici, rezistorul respectiv pentru schimbarea curentului de încărcare este de valoare mult mai mică și e pe post de șunt de citirea curentului, pe parte de citirea curentului. Dacă în cazul acelui TP4056 era de ordinul kiloohmilor, în cazul acesta este de ordinul miliohmilor, adică mai exact 50 de miliohmi, 100 de miliohmi, deci până într-un om. Se poate și mai puțin, dar curentul e mult prea mic. Chiar există și un tabel în datasheet-ul integratului TP5100. Se găsește și tradus în engleză, dar dacă dați o căutare rapidă, îl găsiți în chineză. În acel tabel observăm că pentru 2 amperi, 2000 de miliamperi, e nevoie de un șunt de 0,05 ohmi, adică 50 de miliohmi. În cazul nostru avem două rezistoare de câte 100 de miliohmi fiecare, în paralel, asta înseamnă 50 de miliohmi, 0,05 ohmi. Intrarea acestui kit, că a trebuit să caut pe internet să mă uit și în datasheet, este pe aici, prin zona asta. Ce trebuie să știți, ca să nu vă încurcați, este extrem de important, este că masa e comună, minusul e comun și pe intrare și pe ieșire. Asta înseamnă că minusul e acesta, minus și plus, intrarea. Acel rezistor este pus pentru limitarea curentului acelor LED-uri. Practic, sub aceeași capsulă sunt două LED-uri, unul albastru și unul roșu. Veți vedea mai târziu, când o să fac câteva teste. Iar ieșirea este pe aici. Ia să ne uităm atenți. Minusul și plusul. Practic, vă uitați unde este acel condensator ceramic. În data și ne spune că este de 10 microfarazi. Acum nu mai stau să-l măsor. Iar pentru setarea acestui kit să încarce doi acumulatori în serie, asta înseamnă la 8,4V, trebuie să facem scurt între aceste paduri. Practic unim cele două paduri. În acest fel, kitul este setat pentru a încărca doi acumulatori în serie. Dacă doriți să încarce înapoi un singur acumulator la 4,2V, eliminați scurtul între cele două paduri. Aici este eliminat, asta înseamnă că este setat pentru un singur acumulator. Dar, repet, veți vedea testul mai târziu un pic. Gata cu teoria, cu prezentarea acestui kit, haideți să trecem la teste practice. Primul test îl vom face cu un singur acumulator. Din câte se vede, când încarcă, LED-ul se aprinde în roșu. Tensiunea maximă până la încărcarea completă este de aproximativ 4,21 V. Este un pic peste 4,2, dar este în regulă. Și, din câte se observă, se schimbă culoarea LED-ului în albastru, semn că acumulatorul este încărcat. Iar acum să verificăm și curentul de încărcare. Alimentăm kitul și, din câte se vede, acesta e de aproximativ 2 amperi. Trebuie să menționez că aici acumulatorul este pe jumătate încărcat, deoarece știm că la aproape 4,2V curentul scade foarte mult. Iar acum să trecem la testarea acestui kit încărcând doi acumulatori în serie. Pentru acest lucru am relipit conductoarele pe suport pentru ca acumulatorii să fie legați în serie.
Înainte de a conecta acumulatorii, e nevoie să conectăm lipim împreună cele două paduri de pe PCB, mai exact unde avem scris cuvântul SET. Să verificăm tensiunea de la ieșirea kitului. Și da, avem 8,4 V. E în regulă. Am conectat acumulatorii în serie. Să verificăm fiecare acumulator în parte. Atenție, acesta e doar un test. În mod normal nu aș folosi acest kit fără un circuit de protecție a acumulatorilor, mai exact un BMS. Tensiunea maximă până la încărcarea completă a acumulatorilor legați în serie este de aproximativ 8,42 V. Terminarea încărcării fiindu-ne semnalată de aprinderea LED-ului albastru. Să verificăm și curentul de încărcare și, din câte se vede, este de 2 A. La sfârșit, aș vrea să vă mai menționez un lucru, deoarece am aflat asta singur, testând, în privința temperaturii. Din păcate nu am o cameră cu infraroșu pentru a vedea temperatura, dar am folosit multimetrul meu pe citirea temperaturii cu acel senzor. Și am observat că integratul se încălzește la încărcarea unui acumulator, dar și la doi acumulatori, din ce am observat eu, la aproximativ 70 de grade în jurul valorii respective. Bineînțeles că vedeți acum dovadă pe ecran. Nu e cea mai precisă citire, dar e cât de cât în regulă. Cam la aceeași temperatură se încălzește și acest inductor de 22 de microhenry, cel din partea de aici. Da, mi se pare o temperatură cam ridicată, dar poate o fi în regulă, 70 grade, 80. Cu siguranță la un curent mai mic, dacă scoatem un rezistor de aici, la un curent de 1 amper nu se încălzește așa de mult, doar ca idee. Însă nu am testat. Asta e doar ca o micuță observație, am zis ca să vă arăt. Din păcate nu am mai arătat eficiența, mi-ar fi plăcut, dar nu mă mai complic. Trebuie să pun un voltmetru ampermetru pe ieșire, e mai dificil un pic. Așa că mă las pe gubaș. Dar ce am observat eu, am citit așa băbește un pic în mare, media cam disipă pe undeva pe la 2 A, 2-3 A disipă acest kit. Și cam aici să termin acest clip, privind prezentarea kitului de încărcare a acumulatorilor cu TP5100. Dacă v-a plăcut, nu uitați vă rog de butonul like, să vă abonați dacă nu ați făcut-o deja și vă aștept pe data viitoare. Toate cele bune, la revedere!